Inspectoratul pentru situații de urgență Cluj-Avramiancu atenționează populația asupra prevederilor generale și specifice care trebuie respectate când se execută arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale. Pentru a evita eventualele incendii cauzate de arderea vegetației uscate, ISU Cluj face unele precizări în legătură cu modalitatea în care se poate da foc vegetației uscate. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurând supravegherea permanentă a arderii și stingerea jarului după terminarea activității. Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurând supravegherea permanentă a arderii. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Local. Pe timp de vânt, focul deschis este interzis cu desăvârșire. Autoritățile administrației publice locale au obligația prevăzută de lege de a reglementa și verifica modul de respectare a condițiilor de utilizare a focului deschis și fumatul pe teritoriul localităților pe care le administrează, transmit reprezentanții primăriei Cluj-Napoca.